La praznicul înălțării Domnului, Catedrala Episcopală a Românilor Ortodoxi din Vârșeț, Serbia, și-a sărbătorit hramul. Credincioșii au aniversat totodată și centenarul târnosirii lăcașului de cult, slujbă săvârșită în 1913 de primul patriarh al României, Miron Cristea, la vremea respectivă episcop al Caransebeșului. Sfânta liturghie a fost oficiată cu binecuvântarea preasfințitului părinte Daniel, episcopul locțiitor al Daciei Felix, de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. După slujba au fost dezvelite bustul patriarhului Miron Cristea, dar și două plăci comemorative, a protopopului Traian Oprea, ctitorul catedralei, și a compozitorului Ion Vidu. Miron Cristea a sfințit această catedrală, protopop al Vârșețului în vremea aceea și ostenitor la această catedrală a fost Traian Oprea, iar cel care a împodobit liturgic slujba prin răspunsurile deosebit de înălțătoare a fost maestrul Ion Vidu, care a dirijat corul reprezentativ din țara Banatului. Iată de ce la praznicul înălțării Domnului la cer suntem la Vârșeț, la acest moment de cinstire și aniversare, pentru ca să-i pomenim și să-i cinstim așa cum se cuvine pe înaintașii noștri, pe cei care au ridicat și au ctitorit locașuri sfinte în țara noastră, dar și pentru românii din afara granițelor țării noastre. La sărbătoarea de la Vârșeț au participat numeroși credincioși din comunitatea ortodoxă română, autorități centrale din România, dar și reprezentanții corpului diplomatic român. Prima încercare de a sistematiza o parohie românească în Vârșeț a aparținut preotului și istoricului Nicolae Tincu Velea, care în 1845 și-a exprimat această dorință. În anul 1906, prin numirea ca preot în Vârșeț, în orașul Vârșeț, a protopopului Traian Oprea, aici comunitatea a început să fie vie. Prin urmare, în anul 1910 s-a pus piatra de temelie pentru construirea unei biserici românești. 3 ani mai târziu, în 1913, biserica a fost sfințită prin episcopul de atunci al Caransebeșului, Miron Cristea. Sunt foarte bucuros că am ajuns ziua aceasta eu să fiu președinte al Consiliului, poate că Bunul Dumnezeu ne-a lăsat așa ceva. Și sunt foarte bucuroși la preții noștri care ne-au lăsat așa o minune, o frumoasă biserică, să vină credincioșii noștri să se roage. Bustul și cele două plăci comemorative au fost realizate cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin. Este o bucurie și o onoare pentru Consiliul Județean Caraș-Severin, pe care îl reprezint aici, să dezvelim bustul patriarhului Miron Cristea. Cinstim una din cele mai mari personalități pe care România le-a avut vreodată. E o bucurie pentru noi bănățenii că primul patriarh al nostru, al românilor, a fost la Caransebeș episcop într-o perioadă complicată pentru români, dar și într-o perioadă de efervescență a românismului, perioada care practic a reprezentat săvârșirea României Mari. Preasfințitul părinte episcop Lucian a vizitat în cursul după amiezii Catedrala Episcopală Sârbă cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae și Palatul Episcopiei Ortodoxe Sârbe din localitate. Manifestările culturale și spirituale dedicate centenarului Catedralei Episcopale Românești din Vârșeț vor continua până duminică, atunci când Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de ierarhii bisericii noastre.